Salutare tuturor, Responsider, și bine ați revenit la un episod din LEGO The Hobbit. Ultima oară când ne-am întâlnit am fost blocați acolo. Stai, unde a fost? Ah, nu, am fost încolțiți de bestiile alea și Radagast a venit ca să ne ajute cât de cât. Bine, mai mult noi l-am ajutat pe el că i-am salvat prăstiile alea și apoi am fost fugărit de o bandă de orci wargi. Și acum mergem să ne întâlnim cu elfii, cea mai puțin plăcută chestie din partea dwarfilor. Gandalf. Elrond. Elrond. Strange for orcs to come so close to our borders. Something or someone has drawn them near. Aha. That may have been us. Welcome Thorin, son of Thrain. I do not believe we have met. Oh. And what were you doing on the Great East Road? Nu mai știu ce căuta acolo. Te gândeam de picior. Alege o mânuță. Nu aia, trebuie să o alegi pe cealaltă cu pieptăn. Uite, mânuța. Damn. Our business is no concern of ours. Okay. For goodness sake, Thorin, show him the map. Nu fi țigan. De harta. Da, îmi cer scuze pe acum, o să auziți bor mașini. Vrăbii, chestii. Cirith Isil. Aparent partenerii mei de YouTube își fac de cap cu bor mașini și cu chestii. Da. My partners in crime. Faci crimă. Crezi că pot să construiesc ceva dată și țopeau bucățile pe acolo, dar aparent nu. I think I'm dying. No, I'm not dying. Ha! Oh, fuck, I think I'm dying again. No, no more. Țapă. Să schimb caracterul înainte să mori, asta înseamnă să fii mafiot. Da, vezi să nu. Ok, deci ne-am venit aici efectiv să spargem copaci. Foarte tare. Vă zic că acum am să dau skip la multe chestii care nu țin de poveste. Gen, nu o să dau acum să-mi fac secundarele și cu asist. Uite cum cere la ajutor. Poți să mă ajuți, te rog frumos. Nu te ajut, frate, nu, nu meriți. Nu meriți absolut deloc. Tu estei loco. Ok. Damn, da, credeam că s-a potolit, adică când am început să filmez înainte niște World of Warcraft, bine, și mi-a dat crash programul de filmat, și atunci băga borma așa și a băga hardcore, știi? Ceva genul, da. Ok. Cum vrei tu, Boro. Ok, e un elf aici, e o tanti elf aici. Noi suntem puțin, the fuck? Ok, înseamnă că nu putem folosi aia, înseamnă că nu avem abilitatea necesară să folosim mai. Damn, dacă dăm că să facem ceva, suntem pregătiți cu arme, dați-mi să mă bat, uite. Fuck this. Femeie. Tocmai am comis o crimă, dar nu contează, nimeni n-a văzut. Și de ce? Pentru că suntem într-un joc pentru copii, orice crimă făcută aici nu are niciun efect. Dacă eram în Dark Souls, e bine. Sincer, nu mi-aduc aminte de partea asta din film. Și când te întoiești de drum, urmează bucățile dubioase. Ok, statui care doar dropează monezi, ceea ce nu mă impresionează absolut deloc. Absolut aminte deloc. Hai mă băiete, hai. Vedem, poate ajungem și noi undeva. Poate vecinul meu se hotărăște, oh, poate ar fi bine să nu mai dau cu bormașina. Țin cont că dau cu bormașina absolut degeaba. Finally. E partea aia unde vedem ce e pe hartă. Okay. Stand by the grey stone when the thrush knocks and the setting sun with the last light of Durin's day will shine upon the keyhole. Oh. You have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time. Then and only then can the door be opened? There are some who would not deem it wise. Tell me, Gandalf,
Did you think these plans and schemes of yours would go unnoticed? Uh-oh. The dragon has long been on your mind. There is something at work beyond the evil of Smaug. No. Morgul Blade. Ooh. You speak of a necromancer living in Dol Guldur, a sorcerer who can summon the dead. Gandalf, Sauron is vanquished. No such power exists in this world. What? The question of this dwarvish company, however, troubles me deeply. My Lord Elrond, the dwarves, they've gone. Dun dun dun. Aww. Dorfii au plecat. Incredibil. Dar de ce? Nu le-a plăcut compania noastră mirifică? În fine, știm deja că pleacă. Ei bine, probabil că de aici va începe acțiunea mai tare. Pentru cei care din nou se întreabă pe cât durează, adică dacă conține toate cele trei filmele sau doar unul sau toate trei. Nu am înțeles, conține doar primele două. Let's skip. Am dat skip, fuck. Ok, da, bine, știm ce e acolo. What? Săraca oaie, nu, a fost făcută cotlet. Uh-oh. Ei, aici nu era unde să băteau creaturile de munte? Nu erau niște creaturi munți? Nu știu cum se numesc. Ok. Păi, și lasă-l să trec. Cine are armă? Dă-te mă de aici. Oh my god, ce se blochează ăștia aici. Asta a fost one shot. Cine e ce fost genul? No, no, mă descurc, I got this. Bine că ți-e frică de întuneric, panoramă. Ok. Cred că ne-am blocat așa. Hai da. Ai văzut că merge? Nici acum suntem prea grași. Ok, hai să vedem. Fuck. Ia stai. Să că trebuie să fie ceva aici pe care trebuie să folosim, nu? Zic și eu. Opa, stai aici ceva. Mamă, dar-i bag bormașina aia în cur, mă jur. Am să caut și am să-i bag bormașina în cur. Cea mai bună idee. 10 out of 10 would do it again. Hop. Păi și de unde fac eu rost de mânerul ăla? Îmi trebuie cineva cu arc. Cine are arc? Nimeni n-are arc. Tu nu mergi? Așa? Nu. Cred că are legătură cu altceva. A, uite mânerul jos. Lău, ce chiar sunt. Așa. Mamă, deci bormașina aia începe să mă scoată din toți pepenii. Mă ajută jos până aia. Bă, nenorociților, mai gata cu bormașina aia, va ajunge, încep, vrei să încep să urlu? Stai. Atât. Cine are lanțul? Nu. No.
Nu, nu. Oricine ai fi fost tu. A, uite, tu aveai lanțul. Așa, mă. Ok. O să-ți faci pod. Asta înseamnă să fii mafiot. Ăla s-a murit. Oh my god. Ok, și acum ăștia poate să meargă. Bă, uite-o. Bă, și panoramele astea de oameni nu te lasă să steci. Bum, bum, bum. Ah, ăsta a spus așa, știi, uite, bă, vezi că ai ceva de făcut aici. În caz de nu te pricepeai deja. Ai, ok. Nu are primește atenționare dacă... Ah, și după aia costă spart... Da, ok. Bum. Ah, asta e drăguț din partea lui. Ok, hai să luăm pe... pe Bilbo. Mi-am dat că avea mundiță. Ok. Hai că mai am nevoie de cineva ca să spargem mai cum trebuie. Întrebarea e de ce am spart-o. Asta. Jos. E un topor jos acolo. Na, n-am să merg. Sau pot să merg? Întreb dacă pot să merg acolo jos, iedă-te. Chest. Care e păzit. Aha. Boom. Ok, băieți, hai să ne mișcăm. Măcar repede viteză. Oh, fuck! Am nevoie de cineva cu ciocan mare. Ciocan mare. Nu, nu ești bun. Frate, nu nimeresc pe ăsta. Hai tău, că nu nimeream. Fuck this shit. Boom! Cineva cu lanțul, cine are lanț acolo. O, grozav. Iar ne urcăm. Dă-te, dă-te, dă-te. Ok, stai puțin, te-a să vedem că e vreun mâner pe aici. Pare nu e. Ratat. Ia, hai să vedem sus dacă e ceva. Trebuie mâner. A, nu, e deja pus. Mi-a zis că, oh my god, trebuie mâner neapărat. Ok. Acum hai să construim.
Oh, fuck. Nu era de asta să mă pună să construiesc, să construiesc chestii. Dar... Wow. Mai trebuie cristal albastru. Și de la dână mama lui fac rost. Cristal albastru s-a fac curat. Uite la acolo. Bine că era aproape, că altfel cred că plângeam. Tot. Am spart tot. Ok, hai să construim aia înapoi. Ia da. Hai să înceapă distracția. Fuck. Fuck. Dar de ce trebuie colorat? Adică acum mă uit de ce. Semafor sau ceva? Oh, doamne, e o chestie oribilă. What the fuck is that? E un conduit rod de asta, e un paratrăznet de ăla. Cum s-o fi numit? Ok. Așa ne-am întâlnit cu toții și... Oh, wow! Oh, mamă! Oh, headshot! Lol! Bă, se mai scoală unul, eu zic să plecă de acolo. Mamă mie! Ok, salvăm. Bun. Damn. Păi nu știu ce mă poate ajuta acolo. Are cineva o asemenea armă? Ah. Așa. Ah. Wow. Cât de tare. Hai, băieții mei. Trebuie să scăpăm. Oh, mamă. Da, mamă, zâmbeată. Oh, God. Vai de capul meu. Nu voi da cu ciocanul mare. Nu. 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 Ba da, ești bun. Băiatul cu ciocanul mare, dă-te de aici. Bine, 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 bine. Bum. Ce s-a dus săracul cart? Așa. Oh, s-a chiar se mișcă? Ia spart apendicul, lovitură, aproape de centură. Dar oh vai, oh vai, oh vai. Lanțuri? Da, el e băiatul cu lanțul. Wow. Scară improvizată, n-am ce zice. Merge mai bine decât o scară normală. Am nevoie de piatră. Tu fără de piatră. Așa. Știam că îmi lipsește piatra.
Și poc. Și poc. Am construit asta. Suntem ok. Nevoie de băiatul cu lanțuri. Dori. Dori, tu ești băiatul meu cu lanțuri? Tu te descurci cu lanțurile? Cred că am vrut să-i scoatem apendicul sau ceva. Oh, oh, asta chiar se mișcă. Cred că se șterge la picioare sau ceva. Ok, nu pot să... Nu mai puteam să ies. Oh. Ok. Unde ce mișto e chestia asta așa. Oh. Nu te mișca, băiete. Stai că începe. Și-a dat seama că suntem acolo, băieți. Cred că vom muri. Ha, mă, te mai bă lângănii atâta. Panorama mică ce ești. Așa, hai. Boom. Oh, nu. Boom. Și-a zburat cap. Țăriți. Nu, capra. Capra. O, nu. Bilbo. Alo. Ah, da, și aici scădem toți pe rând sau cum. Așa, mai dă-i încă, poate cade pe jos. Really? S-a dus naibii. Trebuie să găsim shelter. Trebuie într-adevăr. Over and under the hill. E, că am intrat nivelul ăsta. Intrat nivelul ăsta, băieți. Oh, urmează să întâlnim Gollum după asta. Cred că în episodul următor. Ia să vedem cum începe. Almost a few dwarves short gathered their bearings and desperately sought a cave in which they could take shelter from the storm. Okay. Bine, cam asta e tot pentru partea asta din Lego The Hobbit. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!